În casă nouă, suntem în casă nouă. Ce-ați crezut, mă? Că o să stau toată viața mea la zid, pus de soacră mea afară? Nu! Domnilor, doamnelor, domneșoarelor, dragi privitori, în sfârșit am schimbat decorul. Să bem pentru asta. Doamne ajută-vă! Știu, e vinerea mare, 23 aprilie, dar am un motiv. Intru și eu, inaugurez casă nouă. Și pe deasupra și Sfântul Gheorghe. La mulți ani, Gheorghe, la mulți ani, Gherghina! La mulți ani, nou decor al canalului de YouTube al Nicu Bendea. Să trăim noi cei 6.000 și ceva de persoane care populăm acest canal. Doamne, voi aveți ceva? O să aveți. Doamne ajută-vă, putere în părțile slabe ca la... Continuați după ce beau. Stingem cu cafea. Am pus în ceașcă neutră cafea. De pe buymeacoffee.com/nicubendea, știu, când aveți firfire donați, așadar suntem în ziua de Sfântul Gheorghe, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, apărătorul României, biruitorul, patronul Moldovei. Cine-i de fapt Sfântul Gheorghe? Un sfânt care cu sulița a omorât balaurul. Și în Moldova, dacă se bea prea mult, Sfântul Gheorghe te înțeapă la ficați. Patronul armatei române, mă, vă dați seama, cam la acest nivel a rămas și armata română cu dotările. N-ai tu avioane, n-ai tu drone, dă-i cu sulița. Auziți, fetelor, nemăritate, nu e cazul meu, că eu sunt puțin luat. Fetele nemăritate trebuie să mănânce azi usturoi. În ziua de Sfântul Gheorghe, fetele mănâncă un cățel de usturoi. De ce? Pentru că li se va arăta ursitul, cel cu care o să vă măritați, nu râdeți. Deci mâncați, băgați în voi usturoi, fetelor, și o să vedeți cum trece pe lângă voi, vă salută și pleacă. Că de la atâta usturoi, cum să stea? Superstiții și tradiții de Sfântul Gheorghe, să zice așa, că de Sfântul Gheorghe să te duci să aduci urziși din grădină și să te urziși să fii ager tot anul. Cine mai crede în astea, când există gym, când există sală, când există putere artificială? Până aici e bine, așa-i? E bine, vă place, nu mai am. Aștept donațiile voastre pe buymeacoffee sau buymeapalinca.com/nicubendea. Să nu uităm că duminică sunt floriile, sărbătoare mare, mai este o săptămână până la Paște. Floriile, da? Intra Iisus în Ierusalim, călare pe un asin, da? Fapt relatat de cei patru evangheliști, Marcu, Matei... Cum era bancul? Cei patru evangheliști sunt trei. Marcu și Matei, a murit unul și a rămas niciunul. Cei patru evangheliști, toți au relatat evenimentul ăsta al intrării Mântuitorului în Ierusalim. Închipuiți-vă cum ar fi acum toate televiziunile să dea știrea asta la Breaking News. Da? Lumea îl aclama. Osana, regele, așa. Și la o săptămână ce au zis? Răstignește, răstignește. Exact același stil al televiziunilor din ziua de azi. Toți îl așteptau cu ramuri de măslin pe Mântuitor și noi mergem în ziua de flori la biserică, mergem cu ramuri de salce. Vedeți? Noi nu avem măslin. Deci e chestia aia că nu avem nici Ikea în Cluj, un fel de jisc, da? La portare, da? Salce, ramurile de salce față de măslin. Asta e, nu mai contează, dar mai puteți cu atâta post. Ziceți și voi, am văzut undeva reclamă, zice, avem înghețată de post. Băi, deci ca să mănânci înghețată de post și să ții postul, nu o lingi, o mănânci cu lingurița. Că e perversiune, chiar dacă e înghețată de post, să te apuci. Azi e dezlegare la pește. Dezlegați-vă pești, dați-le drumul să fie cald. Aveți 30 de lei pentru un kil de doradă? N-aveți. buymeacoffee.com/nicubendea. Așa-i. Deci avem sărbători frumoase, da? Sfântul Gheorghe, floriile și după aia intrăm direct în săptămâna patimilor. Noi de când ne-am ales pe ăștia și noi am votat pe ăia, suntem într-o patimă continuă. Ce ne facem? Ce ne facem? Foștii senatori, foștii deputați ai României, în număr de vreo 120-122, și-au cerut în instanță pensiile înapoi. Știți că s-a votat chestia aia să tăiem pensiile speciale. Au început cu parlamentarii, care sunt vreo câteva sute. Ce-au făcut ăștia, ieșiți la pensie și care nu au mai prins un mandat de parlamentar? Și-au angajat cele mai tari case de avocatură din România ca să-i reprezinte în instanță și să-și recâștige pensiile speciale, nesimțiți naibii. Că nu poți zice dracului că acum, nu? Da, da, îi huiduiți voi acasă, dar nesimțiți-mă. Nu îmi de ajuns cu cât ori...
Mai vor pensiile speciale de vreo 2-3 mii de lei? Cine dorește pensia specială înapoi? Daea. Bravo. Ăsta s-a bătut cu cormoranii. Bravo. Și doctorul Bacal Bașa. Ăsta ce să-și vindece cu banii pe care îi primește? Că neuronii stricați nu-i poate lecui. Varicele ce? Să le fie rușine. Și încă se mai face topul încrederii românilor în politicieni. Zilele trecute a fost dat publicității locul 1, numai 1, numai Ios pe locul 1. Cafea bună de pe buymeacoffee.com/ Nicu Bendea, da? Pe locul 1, Klaus Iohannis. Nu face nimic, e tot pe locul 1. Locul 2, șeful Mărgăului, domnul Emil Boc. În încredere, domnul Boc e pe locul 2. Pe locul 3, dacă nu mă înșală memoria, Câțu, locul 3, locul 4, dar ce-am Cioloș. Bă, nu mă mir că s-au pus acum ceapa de pericei și locul 4, da? Deci de la 1 până la 10 nimeni nu mă întrece, mai figurează și Băsescu în primele 10 poziții. Băsescu, nu înțeleg de ce, și Ponta, mă. Ponta, Pinocchio, Pornocchio, mă. Noi românii admirăm mitomanii, locul 9, doamna Șoșoacă. Ai sus în vali pitoacă, gără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 
Deci asta e o politiciană care, deși n-a făcut nimic, a fost numai în stradă, merită o statuie, ca să-i dăm cinste. A venit la Cluj-Napoca în fața 20 de protestatari, dintre care 10 își luau înghețată de la Morris Heights de peste drum. Bă, vă dați seama? Și era Funar cu steagul, Funar, luptătorul getodac. Funar cu steagul. Deci avem poză, da? Se vede poza, da? Funar ridică steagul, ridică drapelul și în momentul ăla își ridică și șoșoacă poalele. N-avem noi statui la Cluj-Napoca. Avem pe Matei Corvin, pe cal. Dar dacă te uiți bine, cum zice soacra mea, uite-te mai îndeaproape, este cu sabia atâta scos de la el din teacă. În partea opusă la catedrală avem grupul statuar care e numai Avramiancu înconjurat de tulnice care face semn. Mai avem și școala ardeleană, trei cărturari care au adus învățământul, învățătura în limba română, în limba latină, în Ardeal și nu numai, da? Și acum o să avem al patrulea mare grup statuar în Cluj-Napoca, Funar cu drapelul și șoșoacă cu poalele în brâu. România cu poalele în brâu. Astea sunt zilele pe care le trăim. Acum, dacă ne-a promis domnul Boc, ne-a promis metrou, poate o să avem stația șoșoacă. Nu râde, mă! Ca să vedeți, mi-am băgat om care să râdă. Până acum, știți, să trântea poartă. Bă, du-te de acolo, să trăiți, domnul Bindea. Dumneavoastră, iară v-o scos soacra afară. Dar acum, de când cu acest decor, l-am împrumutat de la grădina botanică Alexandru Borza. Zice, de ce? Păi plantă, și aici castravechile. Deci cum ar suna aia, mă, să ai pe șoșoacă? Să ai pe șoșoacă drept stație de metrou în Cluj-Napoca. A fost stația centru, urmează stația eroilor și peste 300, nu știu, cât dură, peste 3 km cu oprire pe partea dreaptă, stația șoșoacă. Cum ai coborând, nu mă auzi, invective. Nu ți-ar fi rușine! Cât ar costa un grup statuar cu funar și șoșoacă? Păi cam cât o budă în mediul rural construită în județul Argeș. 50.000 de euro, să nu se mai chișă elevii în fundul curții, să dar de rușine, nu s-o, dar zice, e toaletă frumoasă, vă rog, să zice, cum să ne pișem în casă? Păi nu, că e toaletă, că e în Argeș, da? Păi ce dăm noi banii? Și cam cât ar fi garanția pentru o investiție de asta într-o toaletă? Păi nu știu, dar, și cu asta chiar că vă las, că vorba aia, trebuie să mai dați la covoare, să mai ai așa. Timișorenii, mai precis oficialii din Timișoara, oficialitățile, au primit o scrisoare de înștiințare de la Viena. Zice, vedeți că podul ăla pe care vi l-am construit în 1917, în Iosefin, a ieșit de 4 ani din garanție. Bă, cum e asta? Bineînțeles, a fost un pod frumos de fier făcut în 1917, când era Imperiul Austro-Ungar și peste Timișoara, da? Și ăștia au făcut, când s-au terminat cu Imperiul și au luat arhivele, cum zicea unchiul Benefi, iertat, și au plecat cu arhiva la Viena.
la Viena. Și acum i-au notificat. Bă, vedeți că a trecut podul de 100 de ani. O ieșit din garanție. Faceți dracu și voi ceva, mai vopsiți, mai lustruiți, mai schimbați șuruburile. Aia de la Timișoara nu găsesc în scripte niciun act. Păi ce n-avem rețipișa? Rețaie! Sănătate multă! Să-mi scrieți la comentarii dacă vă place formatul ăsta nou. Și mai ales să vă uitați miercurea de la 8 seara că punem podcasturi. Vineri dimineața de la 10 și eu cu retrospectiva săptămânii. Miercurea împreună cu Vlad și cu invitatul suntem de la ora 8 seara în podcast. Tot pe canalul ăsta de YouTube, Nicu Bendea. Subscribe, nu știu, că o pune el de, pui din montaj. Ne zic bune din montaj. Și aia cu buy me a coffee. Așadar, la mulți ani, Gheorghiță, uite neaua, e trecută, hai tu vino să mă iei, că vreau de la tine valută. O pasăre trecea pe aici. Deci, la mulți ani, Sfântul Gheorghe, urări fac pe Facebook duminică celor care au nume de floare. Dalia, Rosalia, Liana, chiar, Liana e, nu, e cam cățărătoare, dar e tot plan. Așa, ne vedem mai rar, dar mai consistent, mai răruț că e mai drăguț. Weekend plăcut, ne vedem și săptămâna viitoare. Servus!